Rezultate dezastruoase la bacalaureat în Gorj. Din aproximativ 1000 de candidați care s-au prezentat în sala de examen, doar 140 au reușit să treacă în sesiunea din toamnă. După afișarea rezultatelor, au fost înregistrate 240 de contestații. S-au prezentat în sala de examen mizând pe noroc, asta pentru că cel mai probabil candidații din Gorj care nu au promovat în prima sesiune au crezut că în toamnă au șanse mai mari, însă s-au înșelat. În județul Gorj, din 1183 de candidați înscriși, s-au prezentat 920 la probele scrise și dintre aceștia au fost declarați admiși 150 de candidați. Dintre ei, doar 3 au obținut medii între 8 și 8,99, restul mediilor declarați reușiți, sunt între 6 și 7,99. După aflarea rezultatelor, s-au înregistrat 204 contestații. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj spun că se așteptau ca gradul de promovabilitate să fie unul mic, însă faptul că aceste note clasează la nivel național județul pe un loc codaș nu este tocmai plăcut. De obicei, notele pe care candidații le obțin în această sesiune de toamnă sunt mai mici și rezultatele sunt mai slabe. Cred că, pe de o parte, este lipsa de pregătire a fiecărui candidat, lipsa de motivație, dar, pe de altă parte, este și seriozitatea cu care am organizat acest examen. Rezultatele finale, în urma contestațiilor, urmează să fie afișate pe 1 septembrie.